Salutare, dragă lume, prietenașul vostru Squidler aici. Bine ați venit la un nou episod de pescuit la crap, adică un nou episod în care vorbim despre pescuitul la crap. Acum suntem după o săptămână, după cum vedeți, bărboiul, după ce am avut concediul de pescuit, am venit și am mai dat încă o dată. Cine știe, poate mai iau ceva. Astăzi vom vorbi despre abordatul pescuitului la crap. Am făcut atunci un mic filmuleț cu un crap, așa că îi dau legătura lui Squid din trecut și să vedem ce zice el. Nu mai țin minte exact ce a zis, dar s-ar putea să mă repet în filmul ăsta. Un pic, nu foarte, foarte mult. Să fiu și mai frumșel. Deloc. Ok, Squid, ai legătura. Prieteni, vom vorbi puțin despre abordarea pescuitului la crap. Nu o să vă țin mult. Observați linia asta așa de aici. Asta este o linie caracteristică ciprinidelor și bineînțeles și crapul și tenul fac parte din această familie și cu asta se sizează foarte ușor vibrațiile și zgomotul. Haideți, continuăm să mai vorbim despre asta, că trebuie să mă duc repede să bag crăpușorul în apă. După cum ați văzut, dunguța aceea a crapului ne face să ne trădăm foarte ușor prezența pe malul bălții sau pe malul râului. Așa că eu sunt foarte, foarte atent cum merg pe malul bălții. Nu port niciodată bocanci, uitați ce am în picioare mereu. Port șlapi. O să vorbim și despre asta acum, ca să nu ziceți, pentru că, vedeți, este de foarte multe ori noroi, când plouă, eu vin foarte repede, sunt unul dintre primii pescari, mulți așteaptă să se usuce, eu vin să nădesc să fie pregătit locul exact pentru momentul în care trage peștele. Așa că vin în șlapi, de multe ori las șlapii jos, cu bocanci aș face mult gălăgie, cu încizme mi-ar fi prea cald, am încercat toate variantele, credeți-mă, cel mai bine e în șlapi și picioarele goale, pentru că se usucă foarte repede picioarele și pot intra în nămol, pot să las șlapii să intru în nămol și vin, mă spăl. Da, am încercat cu, v-am spus, am încercat cu de toate, cizme mi-e foarte cald în Adidas și se udă, se strică, se greu de încălțat. Da, am încercat de toate, nu despre asta e vorba. Ok. Deci foarte, foarte mare liniște, eu mă retrag de obicei sus, acolo pe mal, nu prea am avut trăsături când am stat pe jos, aici, exact pe mal, normal și lansetele ar trebui să le ridic acolo, dar e prea multă vegetație și ar fi prea greu, dar acolo mai este cineva, nu sunt lansetele mele, da, nu contează, eu știți că sunt pescar singuratic, încercați să mergeți singur la pescuit, să aveți un loc retras cu liniște și pace, vorbesc mai încet acum, o să dau eu mai tare din editare ca să mă auziți, nu prea merge treaba când sunt doi sau mai mulți, eu v-am spus, eu foarte, foarte singuratic, mulți mi-ați propus să merg cu voi la pescuit, și v-am refuzat, prieteni, îmi pare rău să vă refuz, dar ăsta e stilul meu de pescuit, eu la crap merg doar singur, pentru că liniștea e cea mai importantă, crapul simte foarte, foarte repede. Ok, am vorbit despre cum ne apropiem, hai să vorbim puțin despre lansete, eu am, ce n-a ridicat bait runner-ul? Eu am reglat în așa fel bait runner-ul încât să tragă foarte greu peștele. Deci nu trage ușor, să se ducă ca și cum n-ar fi, ca să nu-l simtă, trage foarte greu, pentru că vreau ca atunci când se înțeapă să fie ca și cum, eu oricum, v-ați văzut cât de departe ies pe acolo pe sus, departe, până ajung aici, durează. În primul rând nu vreau ca peștele să se ducă în răgălii unde vrea el, pentru că am pățit până am ajuns, el deja era după pomi, acolo în vale. Și n-am mai putut să fac nimic, n-am mai putut să-l scot și în al doilea rând vreau să se fixeze cât mai bine cârligul în gura lui, în botul lui, așa că folosesc bait runner-ul în felul ăsta. Monturile mele toate sunt cu auto-înțepare, deci nu am nevoie să înțep,
am cârligile extraordinare, am vorbit despre asta, n-am nevoie să înțep, așa că nici măcar nu trag tare ca să-i sară din buză sau să pur și simplu ridic lanseta și încep să mulinez, îl întorc cu capul spre mine și l-aduc în mincioag. Ok, deci am vorbit despre bait runner, așa, deci eu îl strâng cât de tare pot, fixez în suport lanseta și încep să trag din fir și când trag până la maxim cât să nu sară, să nu se rupă suportul. Da, o altă chestie foarte importantă este minciogul. Nu vă duceți cu... Luați-vă un mincioc fain. Foarte important. Un mincioc nici măcar nu-i scump. Când am vreo 70-80 lei pe ăsta. E din sezonul ăsta, deja l-am rupt, vedeți aici. Și s-a rupt și firul de care leagă, nu știu, cele două. Acolo pe mijloc ar trebui să fie un fir. S-a rupt și ăla și s-a făcut mai larg. Deci, un mincioc foarte, foarte bun. E foarte important. Vreau să vă arăt ce are vecinul meu. El s-a dus puțin, așa că pot să vorbesc. Nu mai știu pe unde l-am văzut. Aha. Ia uitați ce mincioc are el. Hai să vedem diferența între minciogul lui și minciogul meu. Da, e foarte greu de băgat peștele și vă dați seama, pe apă curgătoare trebuie foarte repede scos peștele. Și vă trebuie un mincioc bun. Nu vă zgârciți. Ia uitați cât e de mare deschiderea la al meu și cât e de mică la lui. Este în jumătate. Da. Vă sfătuiesc să vă luați un mincioc bun. Altceva despre abordarea pescuitului la crap. Nădiți mai multe locuri. Eu așa fac. Și lansez în diferite locuri, și la apă mai mică, și la apă mai adâncă, și lângă structuri. Peștelui, știți foarte bine că la toți peștii, în general, le plac structurile, adică unde sunt copaci, cufundați, se simte în siguranță. În acolo unde e răchita din cadru, următoarea răchită și următorul, acolo unde e lemn, cam acolo dau eu. Mă apropii, nu știu, la 5-6 metri, am văzut că și sare acolo, bineînțeles că vine și aici, pe mijlocul prutului, unde înnădesc mai intens. Am prins peste tot. Am și o lansetă dată în apropierea malului ăstălalt, pentru că am observat odată, tot așa, n-am auzit cum a tras sau am ajuns prea târziu și deci am avut un pește în malul ăla și un pește în malul nostru, tot așa între copaci, și m-am gândit că dacă s-a dus acolo, s-a simțit în siguranță, asta înseamnă că poate stă și pe acolo, așa că am dat o lanseta și acolo, n-am avut rezultate, dar am încercat, important este să tatonăm, să încercăm peste tot și să lucrăm locul până îi găsim toate secretele. Eu asta fac, pescuiesc de mulți ani în locul ăsta. Când îmi aleg locul, sincer, aflu unde au mai prins alți pescari pește sau unde am prins eu, adică crap, în așa fel încât să știu sigur că locul respectiv măcar trece peștele pe acolo. Deci dacă trece peștele, îi pregătesc foarte, foarte multă nadă, după cum vedeți aici, și el când trece să se oprească acolo, să știe să vină și a doua zi și a treia zi și tot așa. De obicei, asta e cel mai greu, până facem peștele să se obișnuiască cu locul. De asta durează câteodată 2-3 zile până să înceapă să vină peștele. Pe prut, voi credeți că e foarte mult pește, dar să știți că nu e chiar așa. Nu multă lume prinde, e destul de greu de prins și... E foarte important nădirea și să avem timp să stăm mai mult. Cel puțin așa e la mine, nu știu, la voi. După cum vedeți, șrot. Am făcut bile cu șrot. Pur și simplu porumbul umed, amestecat cu șrot și puțin sirop de porumb. La modul de preparare a nădii, atunci nu mai aveam șrot, acum am venit pregătit. Miroase incredibil, nu fierbeți șrotul, aveți grijă, pentru că am observat că când îl fierbi, nu mai miroase, își pierde aroma.
Ok, prieteni, cam asta e treaba cu abordatul pescuitului la crab. Vă las și câteva filme la urmă ca să vedeți ceva exemple. Minciogul țin mereu în apă, peștele îl aduc unde vreau eu, nu mă duc eu după el. Nu am nevoie de nimeni, îl scot mereu singur, inclusiv cu minciogul. Nu am nevoie de om la minciog, mă descurc singur. Eu, pentru că țin lanseta în mâna stângă, foarte bine mânuiesc minciogul cu mâna dreaptă. Și cred că am avut o pișcătură, o trăsătură. Am mișcat puțin, cine știe. Cam fac gălăgie acum ca să vă filmez vouă, dar o să mă retrag repede, pentru că am văzut sărind și ten, am văzut un ten sărind. Așa că, na, cine știe, poate o să am noroc, chiar dacă nu, cel care a stat acolo a nădit 2-3 zile, el m-a chemat, chiar stă acolo. El m-a chemat, na, o să vedem dacă o să iasă ceva. Nu prea îmi place mie înghesuiala, dar ce să facem, asta este, decât deloc, altfel aș fi stat acasă. Ok, sper să prind și astăzi ceva, să vă pregătesc un vlog frumos de pescuit. Ia uitați, sus acolo niște vulturași, unul mare și unul mic, mama și cu tata, da, nu știu. Da, prieteni, urmăriți în continuare, vă rog să... ce mare e unul, cred că specii diferite, nu? Soarele învață să zboare, habar n-am. Eu vă rog să mă ajutați și voi, dacă vi se par utile filmele mele, dați și voi un share pe Facebook sau pe unde mai socializați și voi, pentru că ajută foarte mult canalul și dacă o să văd interes din partea voastră, cu siguranță voi mai face filme de genul ăsta. Dacă nu, voi face filme de care văd interes. Ok, am lungit foarte, foarte mult clipul, cu destul de puține informații, dar zic eu că o să vă fie utile, mai ales celor începători care vă duceți cu gașca la pescuit și cu mașina cu muzica la maxim. Poate o să înțelegeți că dacă vreți să prindeți pește sau cel puțin pește pe ape sălbatice și vreți să prindeți pește mare, trebuie să încercați să fiți mai silențioși, să zicem așa. Bineînțeles că se prinde și când faceți gălăgie, eu am prins un mare și cât de mult am prins. Aia sunt zile excepționale când se poate întâmpla și așa ceva, dar în momentul în care nu trage și dacă vreți să aveți șanse cât mai mari, încercați să fiți cât mai liniștiți, în așa fel încât să puteți păcăli peștele. Și bineînțeles, nu uitați să eliberați, pentru că până la urmă facem un pescuit sportiv și nu murim de foame acasă, nu? Ok, prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Urmăriți în continuare capturile. Poate o să vă clătiți ochii cu ceva peștișori simpatici. Ciao! Salutare, prieteni! Tocmai am scos primul ten de anul acesta. Jur de 10 kg în... având în vedere mărimea saltelei și experiența din anul trecut, vedeți aproape cât salteau, e foarte bătăios. Ia să vedeți la ce l-am prins, la montura pe care v-am prezentat-o pentru crab și pentru ten. Vedeți, s-a ridicat sus opritorul și, sincer, nu e înțepat el foarte bine, dar l-am ținut în tensiune. A durat destul de mult drillul, cel puțin 5 minute. Nu mă așteptam să dureze așa mult, dar nu l-am scos din prima, fiind primul de anul acesta. V-am zis, cam 9 kg, fug repede să-l eliberez, că îl încântăresc întâi și vă spun la următorul pește, dacă o să am noroc și o să mai prind, o să vă spun cât are. Un pic lovit, dar vedeți că e proaspăt scos, toate aripioarele sunt perfecte. Bine, prieteni, vă mai aștept pe canalul meu și, adică mai stați, poate mai prind ceva. Continui. Trebuia să vă mai spun ceva, cârligul, hai să vedem cârligul, repede. Nu, e bine prins acolo, nu pot să-l scot acum, trebuie să aduc și puțin rănit pe botic, trebuie să aduc spray-ul cauterizant, parcă așa se numește, nu? Și să-l dau repede pe botic, este soare, nu vreau să-l țin mult aici, îl bag în mincioc să nu mai poată sări, să nu se rănească. Ceau, prieteni! Ia uitați trăsătura, prieteni, îl scot acum.
Încă nu ți-mi uite. Și 6 kg dacă are. Nemonia queixo, ori Carlos. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. É bem que entrou e crapul pe vad. Da, uite. Că ți aibă un kilogram jumătate? Da. Cam așa. Da, 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 da. Asta e cu noroc prins. Vedeți că, de fapt, s-a rupt buza și a intrat în fălcuță. Ok, prieteni, ăsta îi dăm drumul repede, repede, că e mic, 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 mic. N-are rost să-l mai ținem, să-l mai chinim. Scos mătune. Da. Așa. Hai, miculeanule. Opa, așa, așa. Am învățat și cum să-l eliberez singur. Oricum e malul. A scăzut mult prutul și, vedeți, îi lovit puțin pe cap deasupra, cred că de la mine, de la firul meu. Așa, hai. Fugă-ți-a băiatul. Acum... Să vină și cei mai mari, nu? Să ne bucurăm și de drill-uri mai frumoase. Hai să vedem dacă mai... Wow, prieteni! Mamă, ce luptă am avut! Ce-mi tremură mâna! Un ten. Asta e cât salteaua. Sigur are pe puțin 10 kg. Ceilalți aveau în jur de 8. 8300, parcă 8600, nu mai țin minte. V-am spus, cred că. Primii. Vai, cât am obosit de tare, cât de tare m-a obosit el, nu ăsta, mai mult m-a obosit el pe mine decât eu pe el. Da, uitați minciogul, cât e de mare el, e cât minciogul, cât salteaua de primire. Să nu fie cărcotaș care zic că-i mintă și acum o să punem și mâna pe el. Ia uitați ce frumusețe de pește, absolut impecabil. Abia l-am scos, ai să-mi bag picioarele, cât de greu a fost. Cârligul... pe o parte, nu știu dacă filmez, scuze pentru unghii, prieteni, așa e la pescuit. Prieteni, un drill frumos, de câteva ori am crezut că am pierdut peștele, fiind multe răgării prin zonă, mulți copaci căzuți, vă dați seama și voi cei. Un crap mai de Doamne ajută, sper că mi-am bătut recordul, sunt sigur că l-am bătut, nu cred că are 10 kg, dar oricum peste 7, zic eu. Vedem imediat. Am pregătit, vedeți cum l-am priponit aici, și am pregătit măsugăleată cu apă, am pregătit salteaua și am adus și cântarul, că ăsta merită cântărit. Ceilalți ați văzut că nu prea cântăresc, dar doar pe ăștia care mi se par așa mai mari, care bate recordul, îi cântăresc. Haideți să vedem ce-i cu el.